Turiștii din toate colțurile țării au participat weekendul acesta la Festivalul Văii Gurghiului din Mureș. Acolo sunt puse în valoare tradițiile și obiceiurile populare. Oamenii s-au bucurat de preparate delicioase, însoțite de spectacole și de concerte de muzică populară. Aparatele tradiționale au fost atracția principală la festival. Printre acestea se numără plăcintele cu brânză sau prune și boțul cu mămăligă și brânză. Prune proaspete. Da, proaspete. Proaspete cu puțin zahăr. Acum se întinde brânza pe ea, după aceea o rulăm și o punem într-o tavă unsă cu puțină untură de porc. Plăcinte cu prune? Da, păi de ceva vreme n-am mai mâncat, de adevărat. Chiar îmi amintește de bunica. Ciobanii de aici știu să pregătească ca la carte. Bănuiesc că le pregătesc pe metode tradiționale, străvei. Și în copilărie îmi făcea bunica boț. Tot așa, boț cu brânză, cu ceapă, cu de toate. Pe lângă bunătățile tradiționale, turiștii au admirat decorațiunile din lemn sau produsele artizanale. Pentru mine este un aur, aur verde. Lemnul ăsta pe care eu lucrez, îi dau a doua viață. Ăsta nu mai are moarte, mai ales în biserici. Promovarea tradițiilor și obiceiurilor culturale de pe valea noastră și să arătăm oamenilor ceea ce ne reprezintă din moș spre moș. Ne-am expus fiecare produsele prin casele noastre tradiționale, pe la ștanduri și sperăm ca oamenii să se bucure de toată munca noastră, care de fapt este pentru musafirii noștri. Turiștii care vor să descopere stilul tradițional al Văii Gurghiului sunt așteptați și astăzi.